iar apoi pe înființarea unei întreprinderi, a unei societăți comerciale a primăriei, suntem vehement împotrivă. Exemplul Radetului, exemplul RATB-ului, exemplul ANL-ului, toate astea sunt exemple care spun că atunci când o administrație publică, centrală sau locală, gestionează o societate comercială, ea este sortită eșecului. Preferăm ca pentru locuințe sociale achiziția să se facă conform legii achizițiilor publice, prin proceduri de licitații transparente, așa cum prevede și legea românească și directivele europene.